lasă să cadă peste noi. Lasă mila ta să cadă, să curgă mila ta în cer. E nouă zi de zi, o lasă să cadă peste noi. Mărturisim acum, până acum am învățat din predicile Domnului Iisus, din pildele Lui de fapt, că împărăția Lui Dumnezeu nu vine într-o formă pe care noi o așteptăm, ci vine într-o formă total neașteptată. Nu știu dacă ați fost, și sigur ați fost, dar nu știu dacă ați fost atenți, în Donau Centrum, când ei refac un nou magazin. Există un tip de reclamă pe care îl pun. Știți ce scrie acolo pe reclama aia? Nu știu dacă este și la SCS, dar la Donau Centru sigur e. Când ei refac sau vine... Când vine un nou magazin, ei închid așa cu... Să nu vezi ce se întâmplă. Și scrie de fiecare dată Unexpected Shopping. Exact așa este cu împărăția lui Dumnezeu. Unexpected shopping. Nici nu știi la ce să te aștepți. Tu zici, hei, va fi exact așa e. Și Domnul Iisus vine, se uită la tine și zice, na, este neașteptată. Și aș vrea să observați și ce așteptări aveau ucenicii, ce așteptări avem și noi astăzi. Ei așteptau împărăția lui Dumnezeu. Noi avem așteptări de la biserică. De ce? Pentru că biserica este mai împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât biserica, dar o cuprinde. Deci când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, domnia lui Dumnezeu în viața noastră, de fapt, într-un anumit sens vorbim și despre biserică. Și ne interesează foarte mult viața bisericii, ca să știm la ce să ne așteptăm. Ei bine, noi avem așteptări de la biserică destul de nerealiste, pentru că noi nu înțelegem cu adevărat biserica, de aceea Domnul Iisus, care a inventat biserica, trebuie să ne spună exact cum este biserica și la ce să, cum funcționează și la ce să ne așteptăm de la ea. Domnul Iisus ne-a avertizat deja că răspunsul la mesajul bisericii aduce rod în funcție de felul inimii care îl primește, acel mesaj. Unii nu primesc mesajul, alții sunt entuziasmați, dar superficiali, alții sunt ocupați, aș spune eu, prea ocupați, nu preocupați, prea ocupați. Și până la urmă sunt puține inimi care, în care Dumnezeu cu adevărat rodește, face lucrurile să rodească. Inima
spune ce se va întâmpla. Unele inimi vin și rodesc atât de mult încât aproape zici că îi ajung în urmă celelalte inimi care n-au rodit deloc. Unul 30, altul 60 și altul 100. Iarăși, după cum Dumnezeu le-a dat. De aceea trebuie să înțelegem pe deplin ideea bisericii, cel puțin din aspectul acesta, dar Domnul Iisus vine și spune, hei, unele predici nu sunt pentru încurajarea ucenicilor, ci pentru judecata celor care au inima piatră. Sunt împietriți. Și de-aia sunt unii care vin la biserică și băi, eu n-am înțeles nimic din predica de azi. E posibil și din cauza predicatorului, e posibil și din cauza oboselii, dar uneori când toate lucrurile sunt perfecte, vii la biserică și zici, bă, ce predica mai a fost și asta? E, când se întâmplă așa ceva, să nu fie mare mirarea că predica aia a fost ca să te judece pe tine. Și tu n-ai primit-o. De-aia trebuie să mai revii odată. Poate să o mai asculți odată. Poate chiar să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, deschide-mi ochii, că eu n-am înțeles predica asta. Chiar să te preocupe în timpul săptămânii. Doamne, în ce hal am ajuns? Eu nu mai înțeleg cuvântul tău. Din predicile, unele predici nu sunt înțelese și oamenii nu pot progresa. Și vezi pe unii că regresează în viața de credință și aproape, cum spune Domnul Iisus, li se ia și ce au, pentru că ei cred că sunt bine în viața spirituală. Și la un moment ajuns să nu mai înțeleagă chiar nicio predică. Domnul Iisus ne avertizează și duminica trecută am auzit acest avertizment că există această așteptare nerealistă, cum că biserica e perfectă, biserica e curată, totul merge bine și de-aia trebuie să-i tăiem pe toți. No, noi nu suntem Isis. Domnul Iisus spune că sunt unii oameni în biserică infiltrați de către cel rău. Vine noaptea și aruncă sămânță, neghină. Și nu-ți dai seama decât când oamenii adevărați, creștinii adevărați, încep să rodească, atunci îți dai seama și care e neghina. Că intră în funcțiune. Și vă mai aduceți aminte de chestia cu scandalul, cu vieți înrobite de păcat, minți care nu pot gândi decât păcătos. Și stai și te gândești, Doamne, de ce biserica noastră e așa? Uite, alții vorbesc urât despre noi. Aici, în biserica noastră, sunt așa. Am înnebunit eu sau e normal? Și Domnul Iisus vine, te bate pe umăr și zice, hei, e normal. Că cei care vor străluci la finalul veacurilor vor fi cei neprihăniți, adică noi, sperăm că nu avem neghină, nu? Noi suntem neprihăniți, dar deocamdată suntem eclipsați de neghina asta. Și vor străluci atunci. Dar, Doamne, noi vrem să strălucim acum. E posibil și asta, însă e mai greu. Și neghina asta face lucrarea bisericii și lucrarea noastră mai grea. Ei bine, ucenicii erau tare dezamăgiți. Cred că după ce au auzit toate pildele astea și predicile astea, ucenicii ziceau, Doamne Iisuse, în ce ne-am băgat și noi? Noi credeam, Doamne, noi credeam că or să vină toți și o să fie atât de autentici și atât de dedicați că în sfârșit a venit cineva să predice și să arate un drum bun. Doamne, aici în Viena aveam nevoie de asta și uite, știi? Exact așa erau și ucenicii. Doamne, uite, de ce asta? Și judecau lucrarea lui Iisus în mod eronat. Și Iisus știa. Probabil că au văzut și alte sisteme rabinice care mergeau și zicea, dar noi de ce ne-am face și noi lucrurile ca ăștia? Să meargă și la noi treaba. Nu vezi că la noi ori veni mulțim, dar eu l-am auzit, Doamne Iisuse, cum vorbeau. Ăștia nu sunt oameni de treabă. Noi avem numai pleabă aici, Doamne Iisuse. Dar împărăția ta unde e aia puternică? Și judecau în mintea lor. Și Iisus le spune o altă pildă. Nu le spune o poveste. Nu. Ci le spune o pildă. Aș vrea să deschideți împreună cu mine la Matei 13 și vom citi versetele 31 și 32. Ei erau preocupați, ucenicii erau preocupați că nu prea aveau impact, că uite, de atâția ani, de vreo 3 ani tot lucrau, dar lucrurile parcă mergeau din rău mai rău. Oamenii se întorceau împotriva lor. Doamne, ce se întâmplă? Impactul era aproape inexistent și totuși Iisus conducea această mișcare. Iisus, din inima lor, le spune așa. Ați deschis Biblia, da? Matei 13 cu 31. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis.
Nu uitați că pildele astea erau pentru ucenici. Da? Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în grădina sa, în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac. Așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Aproape că dacă nu ești atent, treci de pildă asta, zici, ok, am înțeles-o. Oare ai înțeles-o? Oare noi chiar am înțeles-o? Ucenicii aveau în cap că biserica trebuie să înceapă într-un mod impresionant, fulminant. Și că încolo împărăția nu începe așa. Și biserica nu începe așa. În mod normal, biserica nu începe așa. Biserica trebuie să înceapă impresionant, dar nu ca mărime, ci ca viață. Atenție, nu ca mărime. Observați că Domnul Iisus pune accentul pe sămânța aia de muștar care e mai mică decât altele. De ce dă amănuntul acesta? Pentru că toți ne gândim la mărime, la numere. Te duci și auzi tu la ce biserică merge? Aia merge la biserica asta. Și cât sunteți? E adevărat că noi punem întrebarea asta prima? Și când suntem mai puțini, zic, știi că noi... Dar dacă ai o biserică din aia tare în spate, când vreo 2-3 mii. Parcă nici nu mai vine să mai vorbești. Ok, am înțeles. Dar, atenție, în împărăția lui Dumnezeu, în biserică, nu mărimea contează. Aceeași mentalitate aveau și ucenicii, și o avem și noi, că doar suntem ucenici al lui Iisus, și Iisus vrea să corijeze această idee. Viața, nu mărimea, calitatea, nu cantitatea. Aici este ceea ce Domnul Iisus subliniază. Putem fi tentați să măsurăm succesul unei biserici în numere, mărime și ceea ce izbește ochiul. Pilda aceasta ne atrage atenția însă să nu măsurăm succesul lui Dumnezeu în felul ăsta pentru că greșim. Sămânța era într-adevăr cea mai mică și v-am pus acolo în buletin o sămânță ca să ne dăm seama cum arată, dar secretul ei, o fi fost ea mică, dar secretul ei era că avea viață. Secretul ei era că avea viață. Creșterea exterioară, vizibilă, nu întotdeauna arată și succesul. Iisus a avut doar 12 apostoli, ceea ce putea fi interpretat că el ca învățător nu prea făcea treabă bună. Cum, Doamne, doar 12 apostoli ai avut? Mai fi avut și alți ucenici, dar ăia veneau, plecau. La un moment dat, toți ucenicii au plecat, doar ăștia doi au rămas. 12 au rămas. Deci, Domnul Iisus ca învățător nu prea, ca profesor, nu prea avea succes. Oare? Oare? Dacă te uiți la asta, poți să zici așa. Dar nu este așa. Mulți care îl urmau pe Iisus, nici măcar nu l-acceptau ca pe Mesia. Pe Iisus. Și el știa acest lucru. Ucenicii erau nerăbdători să vadă mulțimi mari de oameni dedicați. Se pare că nu veneau acele mulțimi, nu venea nici acea dedicare. Unii dintre ei nici măcar nu credeau în Iisus Hristos. Domnul Iisus însă îi învață pe ucenici o lecție extrem de importantă despre biserică și ne învață și pe noi astăzi. Nu judeca sămânța după mărime, ci după viață. Nu judeca un grup de oameni, o biserică, după mărimea ei, ci după viața transformată, viața aia interioară, spiritul care conduce acea biserică. Nu vă uitați la lucrarea mea și o judecați ca fiind nesemnificativă, pentru că nu numărul ucenicilor dau valoare, probabil că așa spunea Domnul Iisus, nu numărul ucenicilor dau valoare, ci calitatea lor. Nu judecați faptul că dacă nu arată impresionant, chiar nu este impresionant. Dacă nu arată impresionant, poate să fie impresionant. Te uiți la, v-ați uitat la da, bucata aia mică de punctul ăla negru care ar fi sămânța de muștar. Nu arată impresionant, dar ce e în ea, acolo era impresionant. Când ai pus-o în pământ și germinează, nu judeca o biserică după mărimea ei, ci după viața ei. Dar ce este important
să înțelege acest lucru, ucenicii, era important pentru noi, dar și pentru noi. De ce? Pentru că noi, ca oameni, suntem impresionați de numere, de mărime și Domnul Iisus nu e impresionat de asta. Absolut. Noi credem, biserica sau împărăția lui Dumnezeu trebuie să înceapă într-un mod maestos. Uite aici, în Viena, ar fi trebuit să fie extraordinar. Nu! Și așa e normal. Ucenicii au întrebat deseori pe Domnul Iisus, Doamne, dar când va veni împărăția ta? Și împărăția lui Dumnezeu era acolo cu ei. Ei nu înțelegeau lucrurile acestea. Ba unul, mama unora a venit și a zis, Doamne, n-ar fi bine să fie un fiu al meu la dreapta și unul la stânga. Și Domnul Iisus zice, habar n-ai ce cer. Știți cine a stat la dreapta și la stânga Domnului Iisus pe cruce? Doi tâlhari. Ai fi vrut să fii parte din tâlharii aia? Noi nu știm ce cerem, pentru că nu înțelegem. La Bioan nu putem să ne mândrim cu numere mari sau cu lucruri exterioare impresionante și vă spun o chestie. Nici nu trebuie. Să nu picăm în capcana aceasta. Nici nu trebuie. Atâta timp cât viețile oamenilor sunt transformate, când viețile noastre trec din grad de dedicare în grad de dedicare, asta este viața pe care o urmărim. Asta este viața din interiorul sămânței. La bio nu ne putem mândri cu un buget impresionant, nu? Nu. Dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă nimic. Dacă nu vedem numere mari în sală, în buget, în bancă, nu știu ce, nu asta trebuie să ne intereseze pe noi. Și știi ce? Dacă nu ne interesează aici în biserica noastră, nici n-ar trebui să ne intereseze în alte biserici. Sincer. De ce? Pentru că de fapt Iisus vede altfel lucrurile. Se uită la viață, nu la nume. La nivelul Israelului, ucenicii lui erau nesemnificativi. Cât era la nivelul Israelului? Lucrarea lui Iisus era nesemnificativă. Nu era impresionantă. Și totuși, ucenicii aia au rupt lumea asta în două. Ori ești ucenic, ori ești inamic al ucenicului. Nu poți să fii altceva decât creștin sau necreștin. Ucenic al lui Iisus sau nu ești ucenic al lui Iisus. Vedeți? Așa se întâmplă și cu noi. Noi trebuie să alegem foarte bine tabăra în care suntem. Suntem noi ucenici cu adevărat sau nu suntem? Și dacă suntem, trebuie să continuăm să predicăm. Trebuie să continuăm să ne închinăm, să cântăm. Trebuie să ne continuăm să dăruim. Trebuie să continuăm să slujim. Trebuie să continuăm să mărturisim. Dacă noi suntem cu adevărat ucenici. Chiar și când nu vedem multe rezultate. De ce? Pentru că noi nu știm ce se întâmplă în spatele scenei. Vă aduceți aminte de filmulețul pe care l-am dat puțin mai înainte? A mărturisit doar unei persoane. Și n-a știut ce se mai întâmplă mai departe. Dar persoana asta a mărturisit alteia, care a mărturisit alteia, care a mărturisit alteia și dintr-o dată ești în același magazin cu unul care este rezultatul a ceea ce ai făcut tu și nici nu-l cunoști. S-ar putea nici nu să nu știi că e creștin. Și cât colo? Dacă ai ști, ce bucuros ai fi. S-ar putea niciodată în viața asta să vezi rezultatele, să le vezi de-abia atunci și acolo. Așa că nu judeca lucrarea lui Dumnezeu sau succesul lucrării lui Dumnezeu în stilul oamenilor. Judec-o în stilul lui Dumnezeu. Și dacă nu știi ce face Dumnezeu, mai bine rezumă-te la ceea ce faci tu. Doamne, eu atâta pot să fac. Eu știu că tu vei înmulți lucrarea mea peste măsură de mult. De aceea, ție îți dau toată slava, toată gloria. Știi unde s-ar putea să greșești tu? Să nu fii consecvent. Să nu fii perseverent. Dacă nu vezi, să zici, păi ce sens mai are, mă, să mai cânt? Ce sens mai are să mai avem echipă de închinare? Ce sens mai avem să avem predicare? Ce sens avem să avem cont în bancă? Păi chestiile astea, noi ce facem aici, de fapt? Ucenicii, dacă ar fi înțeles că trebuie să continue, fără să vadă rezultatele, să trăiască prin credință, Domnul Iisus n-ar mai fi zis pe pilda asta. Dar tocmai pentru că ei vedeau altceva, mărimea, judecau mărimea și nu viața, aici a fost greșeala lor. Și sper să nu fie și greșeala noastră. Apropo, o biserică mică poate să fie
mult mai eficiente decât o biserică mare. Sunt studii făcute. Bisericile mari, chiar dacă zicem că au nu știu câți convertiți, dacă pui procentual cât are o biserică mare și o biserică mică, procentual biserica mică totdeauna va întrece biserica mare. Ați auzit ce am zis? Totdeauna. Sunt studii făcute. E real. Așa că eu personal, în loc să am o biserică mare, mai degrabă aș diviza-o tot timpul în biserici mai mici să aibă impact și mai mare. Eu așa aș face. Pentru că există acea disperare sfântă. Dar când biserica e mare și vezi numerele și mărimea contează, confortul sfânt intervine. Aș vrea mai mult să fiu disperat decât să stau în confort. Cel puțin Iisus așa vede lucrurile. Am învățat o lecție extrem de importantă în grădinărit. Știți că eu mă ocup cu, în unele cazuri, să cresc, nu știu, asta îmi place mie, să cresc roșii din sămânță. Plantez sămânța și o ud iarăși, și o ud iarăși. Pentru o vreme, vă spun sincer, nu se vede nicio mișcare, domnule. Dar undeva acolo în pământ, ea germinează. Explodează viața din ea. Și la un moment dat se vede așa. Tup! Și știu. Dar există o perioadă când eu nu știu nimic. Și tot ud, tot ud. Și Rodica mai spune, și tot ud alea. Mai le iau și le mut dintr-o parte în alta. Hei, exact despre asta este biserica. S-ar putea să nu vezi. S-ar putea o persoană să plece dintre noi, să se ducă și luni de zile să cine știe ce să facă. Și Dumnezeu să-i vorbească din nou și să zică, hei, mi-am dat seama cât am pierdut când am fost împreună cu voi aici. Să nu crezi că dacă nu vezi tu, nu se petrece ceva impresionant. Dumnezeu este la lucru. Și când noi nu-L vedem. Și când noi nu-L vedem. Plantezi o biserică și primele lucruri pe care le vezi, s-ar putea să nu le vezi niciodată. Să vă dau, să vă spun ce este. Când iese planta aia, apar două frunze care nu seamănă deloc cu frunza de tomate, de roșii. Pe toată viața plantei respective, ele vor rămâne acolo, dar nu vor semăna cu celelalte frunze. Absolut! Și știi, le vezi. Au o altă formă. Dar sunt primele frunze. Vă aduceți aminte de camera de sus? Poate niciodată slujirea noastră nu o să mai arate așa. Aia poate uneori da. Dar frunzele alea vor rămâne totdeauna acolo noi. Dar știi ceva? Nu rămânem la frunzele alea. Pentru că planta sănătoasă crește și începe să dea acele frunze adevărate despre care toată lumea aștepta. Și știi ce? De la o plantă, de la o roșie, nu aștepți frunzele, corect? Aștepți ce? Roadele. Dar roadele apar mult mai târziu. Am stat și le-am numărat cam la câte rânduri de frunze apar roadele. Și nu știu, mi se pare la 5-6 rânduri mai apar roadele și am zis, trebuie să dea vreo 5-6 frunze așa, să apară o floare. Și după floare să mai aștept și rod. Dragii mei, Domnul Iisus, noi în ziua de astăzi nu prea mai avem legătură cu grădinăritul. Aia e problema noastră. Iisus a avut legătură și a știut ce să vorbească. Noi ce să zicem? Biserica seamănă cu o clădire, că numai asta vedem, betoane, nu? Dar exemplele lui Iisus sunt mult mai clare. O biserică seamănă cu o plantă. Dar nu vreau să vorbesc mai mult despre asta. Singurul lucru pe care vreau să-l înțelegem este că nu mărimea contează. Sămânța aia are viața în ea. De acolo va crește un copac mare, o plantă mare. Biserica trebuie să înceapă impresionant, gândeau ucenicii. Și Domnul se zice, da, dar nu după standardele oamenilor, nu după alte standarde, ci după standardele mele. Și cuvântul de care vreau să mă leg aici e cuvântul zarzavaturi. L-ați văzut acolo? Zice că... Foarte interesant. Zice că grăundele acesta, în adevăr, este cea mai mică din toate sămânțele, dar după ce a crescut, cea este mai mare decât toate zarzavaturile din grădină. Biserica o gândești după standardele bisericii, nu după alte standarde. Aia e toată ideea pe care Domnul Iisus o subliniază aici. Iisus spune că muștarul a crescut ca un copac
și era mai mare decât toate zarzavaturile, ca toate legumele din grădina aceea. Tentația unor este că atunci când plantează împărăția lui Dumnezeu, încearcă să o facă la standardul zarzavatelor. Sau a legumelor, altor legume. Dar nu este așa ceva. E un copac. E de muștar. Este împărăția lui Dumnezeu. E ceva total diferit. Cum este să plantezi o biserică după standardele afacerilor din ziua de azi? Înseamnă că toți membrii vor fi niște afaceriști buni. Dar nu prea ucenici. Cum ar fi să plantezi o biserică după standardele politicii din ziua de azi? Ai avea niște ipocriți perfecți. Dar nu ucenici. Înțelegeți ce vreau să zic cu zarzavaturi? Bine, luăm principii din lumea politicii și te uiți și zici, noi nu o să fim niciodată așa ceva. Asta e un principiu bun. Dar te uiți în lumea afacerilor și zici, a, uite, din management nu pot să mai ai o idee, două, pot să le adaptez la biserică, dar când încep să gândesc biserica sau împărăția lui Dumnezeu, care este un copac de muștar, ca niște zarzavaturi, am dat-o în bară. Gândiți-vă ce ar însemna să dau aceiași nutrienți care îi dau zarzavaturilor să dau și la copacul de muștar. Sau atâta apă cât îi dau zarzavatului să îi dau și la copacul de muștar. Nu pot să faci așa. Un grădinar n-ar face așa ceva. Sau când începe să se îmbolnăvească, să zică da, asta am mai văzut-o undeva la zarzavatul X și să înceapă să-i dea medicamente greșite. Împărăția lui Dumnezeu o tratez ca împărăția lui Dumnezeu. Și biserica o tratez după principiile biblice, că de-aia avem Biblia. Dacă cineva ar trata biserica, să zicem că există o problemă în biserică, și primul lucru care îți vine în minte sunt câteva principii din politică. Dar nu te gândești la Biblie în primul. Sau din afaceri. Dar nu te gândești la Biblie. De fapt, aia nu e biserică. Dar când o problemă apare în biserică și primul gând pe care îl ai te duce la Biblie și după aia dacă nu găsești sau vrei să îmbogățești sau vrei să înțelegi alte lucruri, poți să mai ai și principii din alte domenii, dar cu mare atenție și foarte limitat. Cel mai mult trebuie să te uiți în Biblie. De ce? Pentru că acolo e manualul de funcționare a bisericii. Ne pare rău, dar așa este. Și Domnul Iisus spune, când crește mare, depășește toate zarzavaturile alea. Ar trebui să fii orb. Să te uiți, să zici, chiar dacă e mai mare, totuși tot ca zarzavatul, să mă comport cu el. Atunci chiar că îl faci varză. Dacă te duci la varză și este muștar, tot varză o să iasă. Așa că mai bine uite-te la muștar ca la muștar. Uite-te la împărăție ca împărăție. Uite-te la biserică ca o biserică. Este greșit oare să luăm și alte principii? Nu, nu, nu. E corect. Dar când le e limitat. Zarzavaturi sunt multe în lume. Dar ele nu dau standardul cum să te comporți în biserică. Singurul standard pe care l-ai să te comporți în biserică este în Scriptură. Și cred că ați înțeles ideea. Un om de afaceri de succes nu este în același timp și un păstor bun. Să zicem că dacă ăsta are o afacere bună, ar fi bine să fie păstor sau prezbiterul nostru, că doar are o afacere bună, știe să facă afaceri. În curând va transforma biserica în afaceri, că el numai asta știe să facă. Biserica este ceva cu totul diferit. Ucenicii poate vedeau și ei alte sisteme rabinice. Doamne, dar n-ar fi bine să facem noi cum face rabinul X. Eu cred că ochii lor s-au uitat și în alte părți, că eu după cum am citit Biblia, evreii ăștia asemănau mult cu românii. Și cred că ar fi făcut. Dacă noi o facem, cred că și ei ar fi făcut. Dar Domnul Iisus le-a cam tăiat craca la chestia asta și a zis, nu, nu, nu. Împărăția lui Dumnezeu e un copac de muștar. Luați-l ca atare. Poate că pentru tine este o lecție bună astăzi, nu știu, dar pentru mine este o lecție perfectă. La B1, cu siguranță, lucrurile le vom face ca la carte. Și știți care va fi cartea noastră? Biblia. Ați prins foarte bine lecție. Mergem la ultimul punct pe care Domnul Iisus chiar îl subliniază în pilda asta. Biserica trebuie să înceapă impresionant, în stil mare, gândim noi oamenii. Și Iisus zice, da, dar nu confundând impactul din viitor cu impactul din prezent. S-ar putea să faci atingere
Și atingerea aia este la păsări. Zice că după ce a crescut copacul mare, au venit niște păsări să-și găsească odihna acolo. Cunoscând vremurile, Solomon spune că toate lucrurile țin de vremuri și împrejurări. Și așa este. Aș da multe exemple, dar nu ăsta e scopul predicii de astăzi. Iisus spune că după ce copacul este mare, de-abia atunci vin păsările să găsească odihnă în crengile sale. Am citit unii comentatori care spunea, domnule, păsările astea sunt ceva rău, în pildă. Nu! Nu! Pentru că ei au venit să-și găsească odihnă și da, puțină siguranță acolo. Deci lucrul ăla e bun. Înseamnă că biserica, crescând, poate să aibă impact în multe vieți, chiar dacă nu vor deveni creștini. Dar persoanele alea, sau organizațiile alea, sau afacerile respective, își vor schimba principiile datorită creștinilor. Și cred că vă aduceți aminte ce ne spunea Rabbi Maharaj despre creștinism când când au ajuns în India. Câte făceau ei acolo, da? Cu arderea nevestelor care rămăseseră văduve și erau tinere, cu fetele care erau pur și simplu neglijate și erau povară pentru cineva să aibă fete și așa mai departe. Lucrurile s-au schimbat. De ce? Spunea, înainte de venirea creștinismului, în India nu exista conștiință civică și socială. Creștinismul, deci ce se întâmplă în India, că s-au schimbat astea, sunt păsările alea care stau pe crengile creștinismului. Biserica noastră este aici în Viena și va avea impact. Știți când am fost la Vinții Port? Oamenii ăia vor să ne întoarcem, să mai slujim. Știți de ce? Pentru că și-au găsit odihna în crengile noastre și suntem doar o plantă tânără. Gândiți-vă când o să fim o plantă adultă și matură și bună, care să țină mai multe. Vă dați seama cât de mare impactul va fi datorită bisericii noastre, dar nu azi. Trebuie să lași să crească crengile. Cu alte cuvinte, noi suntem în businessul creșterii crengilor astăzi. Cu gândul la păsări care vor veni, noi creștem să fim puternici ca să avem impact. Oriunde suntem noi. Și oamenii ăia să zică, păi am auzit că tu ești creștin, că tu ești pocăit. Știi de ce am încredere în tine? Tocmai pentru că ești pocăit. Asta înseamnă. Când șeful ăla vine la tine și zice, te-am urmărit, te urmăresc de multă vreme și cred că pot să am încredere în tine pentru că știu că tu ești creștin. Pentru că știu că tu nu o să minți, tu nu o să mă înșel, tu nu o să mă furi. Știți ce înseamnă asta? Șeful ăla e pasărea aia care s-a așezat pe tine să-și facă un cuib. Se simte în siguranță, se simte bine. Și Iisus spune că biserica va crește și va fi viguroasă. Multe organizații, multe persoane vor fi liniștite că sunt în prezența noastră. Știți de ce? Că noi suntem în prezența Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu. E foarte interesant impactul acesta. Dar nu azi. Confundând lucrurile și, noi trebuie să facem asta așa, s-ar putea să dai lucrurile peste cap. Iisus ar fi tare nemulțumit cu noi. Să știe că planta a ieșit doar atât de din pământ și noi deja vrem să facem dita mai cuibul. Pentru o cioară sau o barză. Știi ce s-ar întâmpla cu planta bisericii noastre? S-ar rupe. Sunt greutate. De aceea, hai să gândim biserica. Cum a gândit-o Iisus? Asta e ce am înțeles eu astăzi. Dumnezeu are nevoie de o singură sămânță de muștar pentru a dezvolta un copac viguros și sănătos. O singură sămânță sănătoasă, viață în ea. Dumnezeu poate să facă asta. Și știi ce? Dumnezeu are nevoie de un singur grup de ucenici care chiar sunt dedicați în facerea ucenicilor să dezvolte acea biserică într-o biserică matură și autentică, să aibă impact în toată Viena. Și eu mă întreb, de ce n-am fi noi biserica? De ce să nu împlinim noi dorința Domnului Iisus Hristos? Ce-ar fi dacă acea biserică care menține standardele biblice, care de-abia așteaptă ca în viitor să poată influența cât mai mult societatea, am fi noi? Be one! Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar vrea ca în Viena să fim noi aceia? Be one! Să fim noi aceia!
Acceptăm provocarea? Sau suntem dezamăgiți că între timp noi trebuie să continuăm cu aceeași energie și nu vedem rezultate? Sau noi nu putem accepta provocarea pentru că suntem, judecăm biserica după alte standarde, nu cele biblice? Sau suntem gata să trăim un viitor nesănătos în prezentul actual? De ce? Acceptăm provocarea de a face lucrurile de îndoasele. E o lecție foarte mare pentru noi și pentru, cred că pentru toate bisericile din ziua de astăzi. Ar trebui să mergem după stilul lui Iisus. Asta este ce am înțeles eu și am învățat din această pildă. Știi ce? Lasă pretențiile tale, dezamăgirile tale, modul în care judești tu biserica și lasă-L pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, inventatorul bisericii, să spună cum să faci biserica. Și tu să stai și să zici, ok, Doamne Iisuse, așa o să fac. Cum ai vrea să fii? Aici, în care tu te supui voiei lui Dumnezeu și ce vrea El? Sau aici, unde zici, eu știu mai bine cum să faci biserica? Vă spun eu de la bun început unde sunt. Eu sunt aici. Și sper ca și voi să fiți. Cine am eu, Doamne, pe cine, în cer ori pe pământ? Nimeni nu-i ca tine, nu-i nimeni, Iisuse, Domn Sfânt. Domn Sfânt. Pe cine am eu, Doamne, pe cine în cerul te doamnă? Nimeni nu-i ca tine, nu-i nimeni, Iisuse, Domn Sfânt. Domn Sfânt, tu ești în cal inimii mele,
cine în cer.